Am încercat să-mi fac puțin loc aici printre sacoșe, asta pentru că am foarte, foarte multe lucruri pe lângă mine. Am două sacoșe de la Lidl și două sacoșe de la Penny, așadar astăzi ne vedem cu un haul de cumpărături alimentare, cred că sunt întru totul alimentare. O să începem cu Lidl-ul, că am puțin mai puține, da, știu, surprinzător, am mai puține de la Lidl decât de la Penny. Asta pentru că prima oară am fost la Penny și am luat grosul, ca să zic așa, am luat tot ce avem pe listă, bine, am mai completat noi cu mici lucrușoare pe aici, pe acolo. Sper că vă plac haul-urile aceste alimentare, adică clar vă plac pentru că am văzut din numărul de vizualizări și din comentarii și din like-uri și așa mai departe, dar mi-am dat seama că e unul dintre clipurile acelea care mie îmi place foarte, foarte mult să-l filmez, asta pentru că mi se pare foarte inspirațional cumva și totodată, nu știu, cred că ajută foarte multă lume să se mai ghideze ce rețetă să mai facă, ce să mai cumpăr, uite prețul mai bun acolo, prețurile le veți vedea pe ecran, ca de obicei, o să le las la fiecare în parte, asta pentru că am păstrat bonurile, am fost foarte, foarte atentă, am spus nu-l mai arunc pentru că am tendința de a-l arunca și dacă la Lidl e foarte simplu că îl găsesc în aplicație, e bine, la Penny stă altfel treaba. În ultimul timp vreau să recunosc că am fost foarte plăcut surprinsă de Penny. Nu era unul dintre supermarketurile mele preferate, știți că eu sunt foarte mare fană Lidl, dar trebuie să recunosc că Lidl a început să mă cam plictisească puțin, așa. Asta pentru că mi se pare că au o varietate foarte mică de produse și cum am văzut că și vouă vă plac lucrurile de la Penny, am văzut în comentarii, am zis hai să-i dau mai multe șanse, mi s-a recomandat să testez și cașcavalul de la Penny, dar momentan am foarte mult cașcaval în frigider, așadar când o să-l termin, probabil o să-l încerc, pentru că ne-am propus noi să mergem măcar la două săptămâni la Penny. V-am mai zis care e problema cu Penny la noi, e foarte, foarte departe. Dar, ca să nu mai vorbesc, că nu vreau să fiu certată, în general mai sunt așa uneori trasă de mânică că vorbesc cam mult și recunosc, chiar așa este. O să încep într-o ordine complet aleatorie cum le găsesc aici. Am luat niște șervețele în astea cosmetice cu care mă șterg eu pe față, de aia le iau și chiar mi s-au terminat azi dimineață și am zis hai să le recumpăr. Ce mă enervează că nu mai aduc niște modele mai frumoase, mai cu flori, mai cu nu știu ce, de am luat și varianta mică, pentru că varianta mare încă era cu zăpadă și nu se potrivește, că afară 17 grade. Apoi am luat un iaurt grecesc, pe ăsta îl recumpărăm la ceva timp, este iaurtul meu preferat. Iubitul meu preferă varianta cu 10% grăsime, dar mie mi se pare la un pic cam prea gras să-l mănânc așa de sine stătător sau cu fructe sau cu ovăz. Într-adevăr, ăla e foarte bun pe post de smântână, dar am zis că hai că mai am eu câteva din alea mici cu 10% în frigider, ți le las ție, dar hai să luăm din ăsta cu 2%, pentru că are și mai multe proteine, mai puține calorii și într-adevăr nu trebuie să te uiți doar la lucrurile astea, dar mi se pare că mănânci mai ușor și mai mult din ăsta. Mie îmi place foarte mult, acum nu știu dacă și vouă place. Am găsit la ceva reducere, deși am acasă o grămadă de săpun din ăsta lichid de spălat pe mâini. Am găsit la reducere varianta asta antibacteriană și v-am zis că mie îmi place foarte mult varianta aceasta. Asta pentru că nu știu dacă cuvântul ăsta antibacterial de aici mă ajută în vreun fel, dar eu sunt cu virus și cu bacteriile, cu tralala și îmi place foarte mult să folosesc varianta asta. Cumva psihic mă ajută. Am luat și două lămâi pentru că o să vedeți că am luat ceva pește și avem nevoie de lămâie, dar în general mi-e place să am lămâi în casă. Asta pentru că mai beau uneori apă cu lămâie fără vreun scop anume. Știu că sunt oameni care beau apă cu lămâie să slăbească sau pentru anumite probleme digestive. Nu, eu beau pur și simplu pentru gust, îmi place foarte mult, fără să adaug zahăr sau alte nebunii. Niște gume amărâte, pentru că nu mai aveam prin casă. Un singur cottage cheese din acesta light, pe care să-l mai mănânc eu dimineața, fie cu omlete, fie mai fac genul acela de omletă cu cottage cheese la cuptor și cu dovlecei sau ceva legume și este foarte, foarte bun. Îmi place varianta asta light. Am luat doar una pentru că doar eu mănânc în general, iubitul meu nu prea e mare fan și mai am mai multe brânzeturi. Au apărut cerealele misterioase ale iubitului meu, asta după ce am mai cumpărat o pungă ca să o testeze din Penny, o să vedeți că a cumpărat de acolo pentru că am crezut că le-a scos de tot pe astea, dar în Lidl în care am fost am găsit varianta aceasta, lui îi plac, deci ce cereale vedeți cu ciocolată sunt pentru el. Nu zic că eu nu mănânc niciodată, nu zic acest lucru, mai mănânc uneori, dar pentru el le iau, adică în proporție de 80-90% el le mănâncă. Și asta îi plac lui foarte mult, că au un conținut foarte ridicat de cacao, sunt nici prea dulci, nici prea, mă rog, probleme de ale lui, nu de ale mele. Am luat și o salată care s-a purtit săraca. Salată din asta, cicoare, varză albă, morcov, cicoare cu frunze roșii. Să fie în casă, pentru că am luat mai multe legume din Penny, la prețuri foarte, foarte bune și am zis să amestec legumele de acolo cu salata asta și ceva, poate o brânză, ar merge foarte bine. Apoi, ce mai avem pe aici? Două din astea de, ba nu, una de fasole și una de năut și trebuie să mai fie una de fasole și una de năut, nu știu cum le-am așezat.
Mie îmi place foarte mult să am nouăt în casă și fasole și orice conservă din asta, pentru că fac foarte repede preparate cu ele. Fac șacașuca din aia, adică pur și simplu călesc o ceapă în apă, pun o cutie de fasole, niște sos de roșii și niște ouă, probabil și niște brânză, cașcaval, ceva verdeață și am un prânz foarte rapid în 10-15 minute. Sau dacă nu, fac nouăt crocant, știți deja, fac hummus, fac iahnie de fasole, fac mâncărică de fasole, ciorbă de fasole, adică mi se pare că se prepară foarte, foarte repede și nu mai stai tu să pui fasole la muia de seară, deși e foarte bine să faceți și lucrul ăsta, dar eu zic pentru persoanele care sunt pe fugă și bănuiesc că trăim în secolul vitezei și toată lumea are nevoie de idei mai rapide, așadar astea din Lidl, mai ales când iau, le găsesc la reducere, iau cât mai multe. Am luat și doi cartofi din ăștia noi. Nu știu de câte ori ați văzut la mine cartofi din noi, doamne, cartofi dulci. Nu știu de câte ori ați văzut la mine cartofi dulci, asta pentru că eu am mix feelings cu ei. Uneori îmi plac, alteori nu. Nu știu, mi se pare că cumva au gust de dovleac. Nu vreau să fiu rea cu ei. Știu că au și ei beneficiile lor și sunt foarte, foarte sănătoși. Am încercat să găsesc varianta asta, dar erau mai mult din ăștia, adică foarte lungi și nu mi-au plăcut, așa că am luat doar doi. Nu știu, nu am mai mâncat de foarte mult timp și de-aia am luat să-i încerc. Aș vrea să-i fac cu ceva pește la cuptor și sper să iasă, adică sper să-mi placă, că de ieșit oricum iese. Pentru că am realizat eu că nu prea mănânc pește și ce că e foarte important să mănânci anumite tipuri de pește, ca anumite tipuri știu că trebuie să le excluzi, mă rog, aici pe subiectul alimentației e foarte complicat și fiecare are părerea lui în ceea ce privește sarcina, așadar cel mai bine întrebați medicul la care sunteți și vă informați voi singurele, dar păstrăvul știu că este un pește recomandat și destul de mâncat în sarcină de câte gravide și am înțeles că în trimestrul 3 ar trebui, pe lângă suplimentele alimentare pe care le iau, să suplinesc cumva, ca să zic așa, și cu pește. Bine, știți că e recomandat să mâncăm pește cam o dată de două ori pe săptămână, indiferent de momentul vieții, dar ci că acum că na, se dezvoltă și copilașul acolo și ar trebui să mănânc pește mai des, vă zic sincer că nu prea îmi vine să mănânc, dar iubitul meu a zis hai să luăm păstrăv din ăsta că știe că îmi place și îl facem la cuptor, îl pun cu ceva, nu știu, lămâie, usturoi din astea și ar trebui să iasă foarte bun, nu-l prăjesc, nu nimic. Păstrăvul e unul dintre peștii mei preferați, deși recunosc, momentan nu prea am eu chef de pește, nu știu de ce. Adică aș mânca, singurul pește pe care l-aș mânca ar fi un macrou din acela prăjit, știu, prăjit, așa. Așa mâncam eu când eram mică, prăjit cu mămăligă și cu mujdei de usturoi. Aia e singura variantă făcută de mama sau de tata, dar în rest nu prea am bine. Am găsit și cornul ăsta magic și sincer l-am luat să-l testez pentru că ăsta era cornul meu preferat, desertul meu preferat în copilărie. Nu știu dacă v-am zis vreodată, dar eu când eram mică nu mâncam dulciuri. Adică nu deloc, nu eram chiar copilul ăla fantomă ciudat, dar nu prea mâncam dulciuri. Nu erau, nu știu, nu era mâncarea mea preferată și mereu dădeam la schimb dulciurile fraților mei pe ori pe mâncare sărată, ori pe diverse favoruri, ca să zic așa. Dar unul dintre dulciurile mele preferate era cornul ăsta magic și mâncam foarte des, doar că, nu știu, în ultimele dăți, când am mâncat, mi-am luat țeapă cu el. Mi se pare că nu mai are același gust, nu mai e la fel de bun, dar acum știu că mi-a zis o chestie odată un profesor de psihologie de la facultate când mergeam la Iași, a zis că unele lucruri nu mai au același gust, nu pentru că produsul în sine s-a schimbat, ci pentru că noi ne-am schimbat. Acum, e cu dute vino. Mie mi se pare că acum are un pic gust al lămâie sau a portocală și de aia am luat ca să-l testez să văd dacă mi se mai pare că are gust la lămâie sau portocală sau e la fel de bun. Bun, că am făcut despre corn o întreagă prelegere aici, dar vreau să zic că am mai auzit persoane spunând lucrul acesta despre cornul magic, că parcă nu mai e același lucru. Ăsta glazurat mie îmi place, celălalt nu prea. Încerc să desfac și a doua pungă, a legat pe iubitul meu bine ca a cărat-o. Am văzut pe aplicație că e săptămâna asta cu Valentine's Day. Eu nu sărbătoresc Valentine's Day, noi sărbătorim dragobete, sărbătorim, că nu acum cine știe ce sărbătoare, dar atunci facem ceva în sensul acesta. Dar am văzut că au adus câte ceva din săptămâna cu Valentine's Day și am zis hai să luăm și noi niște lucruri. Și acum vreo 2 sau 3 ani am testat pastele astea, să le zic așa. Sunt ravioli cu ricota, roșii, mozzarella și... și atât. Și sunt în formă de inimioară, sunt foarte simpatice și știu că au fost bune. Atunci mă gândeam să radem niște mozzarella, niște cașcaval pe ele și ar trebui să fie destul de bune, ca o cină, 250 de grame și încă ceva lângă. Cred că ar trebui să meargă destul de bine și aveam mult mai multe pe aplicație din astea din săptămâna Valentine's Day și chiar voiam să încerc o prăjiturică în formă de inimă, dar în Lidl în care am fost nu era. Nu-i urmas. Mi-am luat și o budincuță din asta proteică cu vanilie, că n-am mai mâncat de foarte mult timp și parcă mi-e poftă. Orezul
proteine parcă nu mă dă pe spate, nu creează dependență, dar pudincuța asta este destul de bună. Ce v-am zis, mai am aici o conservă tot așa de fasole, v-am arătat-o anterior. Ok. Ceva ce se topește pe aici. Și încă una de năut, așa cum v-am mai spus, că am luat câte două de fiecare. Un pachetel din asta de vinete congelate, pe care îl amestești tu foarte bine cu o ceapă tocată mărunt. Dacă vrei să pui ulei, poți să pui, eu nu pun. Dacă vrei maioneză, poți să pui, mie nu-mi place. Sau iaurt grecesc, mai e o variantă, dacă vrei să o faci puțin mai light. Eu, în general, pun ceapă și sare, atât. Deci nici măcar ulei. Pur și simplu, mie îmi place salata de vinete să aibă gust a vinete și atâta. Nu-mi place cu un kilogram de ulei, cu maioneză, oh, nu. Și știu că am mai primit comentarii de la voi că nici voi nu suportați salata de vinete cu maioneză, deși știu oameni care nu mănâncă decât cu maioneză. Depinde, vedeți, suntem foarte, foarte diferiți, dar asta e o variantă foarte accesibilă și faină de avut în congelator, într-o miercuri, într-o vineri sau nu numai. O dezgheți, pui puțină ceapă, așa cum am zis, și ai un prânz sau o cină, depinde. Am luat și o pâine. Pâinea asta toast, asta pentru că v-am tot recomandat eu o pâine neagră din Lidl, doar că nu înțeleg ce se întâmplă cu pâinea de Lidl, de mucegăiește, adică vreau să zic că o iau, nu știu, poate fac eu ceva greșit cu depozitarea ei, dar unde depozitez pâinea în general, acolo asta și cealaltă. Și de aia, cred că vreo câteva săptămâni la rând, am făcut eu pâine de casă și e ok, adică fac, nu e nicio problemă cu lucrul ăsta, dar uneori nu am timp și iubitul meu, cum merge la muncă, trebuie să am mereu câte ceva în casă, la capitolul pâine, nu mănâncă zi de zi pâine, dar trebuie să fie în caz că n-am avut timp să-i pregătesc altceva. Și pâinea asta nu e cea mai bună pe ingrediente, dar e pâine toast și e ușor de făcut sandwich-uri cu ea și m-am uitat să aibă fibre. Și are foarte multe fibre, 4,9 grame de fibre, ceea ce mi se pare destul de ok. Știu că trebuie să aibă 5 grame sau ceva peste 5 grame. Și mai avem doar câteva lucrușoare de la Lidl. Am găsit ceva foarte interesant, n-am testat până acum, pot să fac și eu acasă din astea, dar am zis hai să-l iau să văd despre ce e vorba. Amestec de orez cu legume. Avem orez prefiert și multe legume și ciupercuțe, parcă așa scria pe spate, dacă nu mă înșel. Da, 45% orez prefiert, boabe mazăre, porumb, ardei verde și ardei roșu. Ba nu, nu are ciuperci, nu știu de unde văzusem. Dar mă rog, e ca și cum ai face tu un pilaf. Cam asta este ideea și chiar sper să fie bun. Poate într-o zi nu am timp să gătesc și îmi fac orezul ăsta rapid, în caz că este așa miercuri, vineri, sau dacă nu, pun niște piept de pui lângă. Vă dau ideile astea ca să știți și cum aș folosi. O ciocolată să mai fie în casă. Nu știu pentru ce am luat-o cu exactitate, dar ca să mai fie, ori ca un cubuleț ca desert, ori poate o topesc și dau niște fructe uscate sau niște fructe propriu-zis prin ea. E destul de bună asta cu lapte și are și un preț foarte bun. Și ultimul lucru din Lidl și apoi trecem la Penny, unde am mult mai multe lucruri, o mozzarella pe care am găsit-o la reducere, n-am găsit varianta light, dar am luat-o pe asta. Un alt subiect, că n-am voie să mănânc nu știu ce brânzeturi, am tot primit mesaje și comentarii că nu mânca brânzeturi din alea, de celelalte în sarcină nu e recomandat, că poți să iei niște bacterii, tralala. În primul rând, depinde de fiecare în parte, depinde ce imunitate ai, ce imunitate nu ai, depinde de alegerea ta și, în al doilea rând, contează foarte mult ca produsele pe care le consum, atât brânzeturi, nu știu, salamuri și așa mai departe, să fie pasteurizate. Iar mozzarella din Lidl, nu știu dacă altele au, dar cea din Lidl, este făcută din lapte de vacă pasteurizat. Așadar, dacă sunteți mămici, viitoare mămici, sunteți însărcinate în momentul de față, puteți mânca mozzarella safe. Într-adevăr, ca orice produs, nu e bine să faceți exces, dar atâta timp cât produsele sunt pasteurizate, puteți consuma și icre, de exemplu, care sunt foarte controversate în sarcină. Dacă găsiți niște icre pasteurizate, să știți că le puteți consuma. Asta a fost redusă la 3 lei și am luat-o să fie în casă, mai pun pe diverse alimente. Bun, să trecem la Profi. Am zis Profi, dar e Penny, de fapt. Nu știu de ce tot încurc. O să le pun tot aici, peste celelalte, de ce nu, dar o să încerc să mut plasa asta în partea asta, că mi-e mai ușor să scot. Am luat niște lavaș sau lipie turcească, asta pentru că au avut niște prețuri foarte bune. Vreau să zic că am luat două sacoșe mari, Penny, și cu toate astea am dat 100 de lei. Când am ajuns la casă, mi s-a părut, what? Adică nu mi-a venit să cred, pentru că la Lidl, dacă adaug lucrurile astea așa, dau 200 lejer. Sau hai, 180, 150 tot măcar dau și au avut prețuri foarte bune și aici ai o grămadă de lipii. Deci nu știu cât gramaj are, chiar sunt foarte curioasă. Sunt lipii din astea, 500 de grame și a fost vreo 4 lei și ceva, un preț foarte bun.
Acum sper să fie și gustoase, că nu le-am mai testat, dar n-ar avea ce să fie rău. Am luat și câteva portocale, așa pe sfârșit de sezon am luat iubitul meu 3 portocale, pentru că ne plac foarte mult, astea vi le-am mai recomandat eu din Penny, sunt gustoase, sunt din Grecia și chiar miros a Grecia propriu zis. Am luat și niște roșii din acestea cuburi să le testez, n-am mai luat niciodată de la ei. Îmi place foarte mult Penny, mi-ar plăcea să se deschidă unul și prin zona în care stau, dar aparent în zona în care stau nu este. Și le-am luat tot așa pentru a avea în casă, nu pentru ceva anume, niște mere, îmi plac foarte mult merele astea și am văzut că sunt din Republica Moldova și sunt așa mai micuțe decât alea din Lidl și miros foarte, foarte bine și sunt genul acela crocante. Doamne, eu ador merele verzi, mai ales merele verzi. Am luat și un avocado, mi-am dat seama că n-am mai mâncat de mult și a fost 5 lei parcă bucata. Am vrut să iau mai mult, dar iubitul meu a zis că el nu vrea, așadar am luat pentru mine. Am luat niște rulouri din astea să fie în casă, asta după ce le-am testat pe cele din Lidl și nu ne-au plăcut absolut deloc și țin minte că varianta asta parcă e un pic mai bună. Din liceu țin minte că în liceu, având liceul aproape de un Penny, mergeam efectiv mereu și acum că stau să mă gândesc, liceul pe care l-am făcut are în apropiere 2 magazine Penny și eu în zona în care stau n-am nici măcar unul, ceea ce mi se pare groaznic. Dar da, rulourile astea sunt destul de interesante și gustoase și a zis iubitul meu că vrea să le încerce. Un pesmet, pentru că nu mai aveam pesmet în casă de ceva timp și în Lidl n-am găsit un pesmet decent, decât din ăla la un kil și mie nu-mi trebuie. Am luat și un lapte, am zis hai să încercăm un lapte care nu e din Lidl de data asta, pentru că, am, ce să vedeți, am tot folosit an la rând lapte din Lidl, sau mă rog, primit de la țară, dar eu mă refer cumpărat, lapte de vacă integral, pasteurizat, nu necesită fierbere, 3,5% grăsime, tot așa pentru a avea în casă cafea. Nu știu, ce mai folosești laptele, clătite, bei de sine cătător. Iubitul meu și-a luat cereale, prima oară și le-a luat pe astea și după și-a dat seama că cele din Lidl au revenit. Niște scoici de cereale extrudate cu cacao, mă rog. Pare foarte ciudat, dar sunt de la marca proprie Penny. Acum sper să-i placă și să le mănânce. Dacă nu, o să stea pe aici în casă, să facem noi ceva cu ele. Hai să luăm și plasa următoare, care este destul de greuță. Am găsit la ei mai multe lucruri la reducere. Am găsit roșii. Deci, roșii, 500 de grame, 5 lei. Păi, la Lidl, ca să-ți iei niște roșii, cred că în zilele noastre trebuie să-ți vinzi rinichii sau ceva. Și sunt și foarte proaste la gust și sâlcii și majoritatea sunt din Turcia și știți problema mea cu roșiile din Turcia. Mie îmi place foarte mult să am în casă roșii și castraveți. Dacă am roșii și castraveți, mi se pare că cumva am mâncare. Nu știu de ce. Sunt fană legume, fructe, mă știți, dar roșiile și castraveții sunt indispensabili și am găsit, v-am spus, 5 lei, 500 de grame și am zis da, normal că iau și sunt din roșii Roma, deci din Italia. Am luat 2 caserole, 5 lei caserola, un preț foarte bun. Și tot așa am găsit și castravete din asta Fabio, care e preferatul meu, cu 2,50 lei bucata. Un preț foarte bun, din nou, pentru că la Lidl sau în Kaufland găsești cu 4 lei, 5 lei, 6 lei, 7 lei uneori. Și castravetele asta Fabio nu-mi place, abia aștept să fac mâine o sălățică. Am luat și niște bureți de vase, pentru că au fost vreo 2 lei sau ceva. Așa, și nu mai am bureți de vase de ceva timp în casă și am spus că ar fi cazul să cumpăr și sunt fain că sunt din aia micuți. Mie îmi plac bureții de vase să fie micuți, oricum îi schimbi foarte des pentru că e un mediu umed și se murdăresc destul de rapid. Eu recunosc că în ciuda faptului că avem mașină de spălat vase, eu tot la mână spăl vasele. Mie e mult mai ușor și atunci trebuie, am nevoie la ceva timp să schimb bureții aceștia. Am luat și bureți de sârmă, 3 bureței de sârmă. Pentru că nu mai aveam în casă, chiar ieri l-am aruncat pe ultimul. Din nou, se mărește foarte repede. Ce să vedeți, dar la Penny găsești verdeață, nu ca la Lidl. În sfârșit am găsit și o verdeață și am luat doar câte una de fiecare. Încerc să desfac punga asta, că oricum o să le scot. Mie îmi place că fructele și legumele să stea în plasele astea care miros groaznic. Am găsit, așa cum am zis, mărar și pătrunjel. Sper să fie bune, că dacă sunt, îl mai trimit pe iubitul meu să ia, v-am zis că el are locul de muncă cumva pe lângă unul dintre magazinele acestea Penny. Și miroase foarte... Mamă, ce bine miroase ăsta! Mă duce cu gândul la ceva plăcintă cu brânză sărată, nu știu dacă voi mâncați, și ceva mărar. Și e o legătură consistentă pentru 1,50 lei sau cât a fost. Bun. Apoi am luat și niște ardei din astea capia. Doamne, cât ne plac ardei capia. Eu aș mânca în continuu. Cu brânză, simpli, în salate. Sunt mare fană. Așa. Ce mai avem noi pe aici? Ah, a luat iubitul meu și un dovlecel, tot așa v-am zis, pentru omlete în general. Cred că a avut un preț bun. Nu m-am uitat că el l-a cumpărat.
Acesta este un dovlecel micuț. Nu luăm dovlecei niciodată mulți. Asta pentru că nici nu e sezonul lor, 1. Și 2, e și faza asta că dacă stă în frigider, să știți că se moaie dacă nu-i folosiți. Am găsit la un preț foarte bun curmale. Și v-am zis, curmalele și sarcina se împacă foarte bine, mai ales că suntem pe ultima 100 de metri. Bine, nici chiar ultima 100 de metri, dar mai e foarte puțin. Și am luat 2 din astea, a fost de 4 lei, 200 de grame. Un preț foarte, foarte bun și eu mănânc în general cam 4-5 pe zi, dar recunosc că nu le mănânc zilnic momentan, dar peste vreo câteva săptămâni o să încerc să mănânc zilnic, zi de zi, zi de zi, pentru că sunt foarte benefice pentru sarcină. Adică să te ajute, v-am mai spus în timp travaliului. Și ultimele lucruri pe care le-am luat, am luat carne, pentru că trebuie să avem și proteine în casă. Am luat un piept de pui dezosat, care a avut un preț foarte bun, nu mai știu exact, dar vă scriu pe ecran. Piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame. Inițial am vrut să luăm vreo 2-3 caserole, dar am văzut că expiră peste vreo... suntem în 6, expiră pe 13, deci peste o săptămână și sincer vreau să-l terminăm până atunci, nu vreau să am carne expirată în congelator, că nu mă ajută cu nimic să iau multă și să expire, dar din nou, dacă nu mai vreți să mai cumpărați piept de pui din Lidl, pentru că mie personal nu-mi place, mi se pare că are un gust foarte aiurea, un gust așa sâlciu, nu știu cum să-l descriu, dar nu intrăm în detalii. Ideea e că nu mai îmi place, niciodată n-am fost fană carne de pui din Lidl, dar cumva cumpărăm de acolo că avea un preț bun. Ei bine, găsiți prețuri mult mai bune la Penny și mi se pare că și calitatea este de 1000 de ori mai bună. Și tot așa la capitolul pui am luat mușchiuleți din piept de pui, 500 de grame, cam așa arată. Ăsta sincer, pentru că tot mai am niște fulgi de porumb de ceva timp, stau săraci amărâți acolo într-un colț, i-aș face niște crispy la cuptor, pentru că știți că mai fac, v-am dat rețeta celor care a cerut-o în comentarii când v-am prezentat clipurile cu ce mai mănânc eu și să știți că chiar o să fac niște crispy pentru că nu am mai mâncat de mult și cum am luat și iaurt, o să fac un iaurt, un sos din acela de iaurt cu castravete, cu mărar, cu usturoi, doamne, o să iasă foarte bun și ceva, nu știu, cartofi la cuptor, cred, sau un piure. Cam acestea au fost toate cumpărăturile. Am mai luat din Lidl un sac de nisip pentru pisici, dar nu-l aduc aici să vi-l arăt, că știți deja de care folosesc, plus că e foarte greu, are vreo 10 kg, cred, și nu mai pot să ridic atât de mult. Dar cam acestea au fost toate cumpărăturile, zic eu, cu ce mai avem prin casă, ar trebui să ne ajungă vreo 2 săptămâni. Dacă știi cumva cum să-ți împarți atât bugetul cât și alimentele și mesele, să știți că lucrurile astea chiar ajută destul de mult, adică pe noi ne țin, având în vedere că, mă rog, nu mâncăm mereu acasă, nu ca mâncam în restaurant sau lucruri de genul, deci se mai întâmplă uneori, mai ieșim la terase, mai mâncăm o prăjitură acolo, mai mâncăm o pizza nu știu unde, mai dăm o comandă, mâncăm și pe la familia mea, pentru că noi mai mergem la ei, știți că mereu vă zic, și în vloguri, și în hauluri, că mergem la ei, mai mâncăm și pe acolo, dar în general cu ceea ce gătim acasă, nouă ne iese foarte, foarte bine socoteala și treaba. Pentru că primez de foarte multe ori întrebări, dar hei, cum vă ajung cumpărăturile alea pentru atât de mult timp? Ei bine, gătind. Dacă gătești, ești foarte ok și ca bani, și ca preț, și ca nutriție, și ca sațietate, ca ce vreți voi. Bun, acestea au fost cumpărăturile. Masa mea este plină, mă pun și o să le bag în frigider. Vă pupăcești și ne revedem data viitoare. Nu uitați să-mi scrieți voi în comentarii, poate ce mai gătiți, ce mai cumpărați bun. Dacă vă place și vouă magazinul acesta Penny, pentru că e nou la mine pe canal, eu până acum a fost doar Lidl și Kaufland, și ce mai luați bun de acolo, poate mai recomandați voi ceva produse, indiferent că sunt dulciuri, produse mai sănătoase sau așa mai departe. Ne vedem data viitoare cu un alt clip. Pa, pa!